Mulțumesc frumos, predau conducerea ședinței dintre președinte de ședință. Mulțumesc frumos. Bună ziua. Punctul numărul 1 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 156 din 2018 privind unele măsuri pentru asigurarea continuității serviciului public de sanitizare stradală în municipiul Arad. Cine este pentru? Domnul Gorgoș. Sper că nu reluăm din nou acea discuție pe care am avut în comisie. Domnul Gorgoș și apoi domnul Lubaș. Pentru dumneavoastră, pe scurt, aș vrea să precizez faptul că grupul de consilieri PSD-ALDE nu va vota acest proiect, deoarece nu considerăm normal ca negocierea să se facă doar cu firma care a contestat licitația prin această contestare, creându-și un avantaj față de celelalte firme, pentru că ea continuă lucrările pe perioada contestației. Vă mulțumim. Cine își asumă să prelungească cu aceleași firme care au făcut, au îngropat Aradul Bunoaie și care au făcut și un artificiu juridic contestând licitația pentru a-și prelungi contractul, să o facă, noi nu ne putem asuma acest lucru și nu ne vom asuma ca grup de consilieri PSD-ALDE. Vă mulțumesc, a fost mai scurt, domnule Lupaș, vă rog. Și eu îmi ceru să fiu scurt, doar că informarea pe care am primit-o, am reușit o parte din asta să citesc acum și într-un timp scurt n-ai cum să îți dai cu părere și să iei o decizie atâta timp cât tu nu știi care e situația cu licitația pe luna octombrie. Ca urmare o să mă abțin. În regulă vă propun să trecem la vot. Da, domnule viceprimar. Respectiv această, mă rog, problemă privind adjudecarea care am întrebat și în cadrul comisiei de doamna secretară a Consiliului Local, am înțeles că este în fază deliberativă această situație, problemele care sunt vis-a-vis cine va câștiga sau cine nu, nu putem influența. În schimb, ceea ce este absolut necesar pentru noi, decizionari, să asigurăm serviciul respectiv, operarea în ceea ce privește curățenia stradală în continuare. Întrebi, doamna consilier, de doamna secretar, vis-a-vis de aceste probleme. Nu este în fază deliberativă, s-au evaluat ofertele, dar s-au depus modificări și o contestație. Urmează să fie soluționate conform procedurilor legale. Se poate ajunge, așa cum ați estimat și dumneavoastră, inclusiv la instanța de judecată. Nu este o soluție definitivă. În regulă, vă mulțumesc. Lucrurile sunt clare. Vă propun să trecem la vot. Proiect de hotărâre numărul 156 din 2018. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Vă mulțumesc. Domnule viceprimar, vă rog. Mulțumesc și eu tuturor pentru efortul dumneavoastră. Doamne, organizatori, faptul că la începutul săptămânii viitoare, luni sau marți, mai degrabă, doamne, marți, în comisiile și marți, vom avea o ședință de Consiliu, pentru că avem depuse bugetele societăților comerciale și avem nevoie să ne aducem, pentru că deja se apropie de jumătate anului și ei sunt fără bugete.